Salut! Eu sunt Madalin, iar în acest video review vă prezint Inața Cobra, un scaun de gaming entry level disponibil exclusiv la PC Garage, ce pune confortul pe primul loc. Designul lui Inața Cobra este destul de interesant, fiind inspirat din scaunele de racing, însă în același timp, spătarul modelului aduce cu poziția de atac a unei cobre. Construcția interioară este solidă, fiind compusă dintr-un schelet metalic acoperit cu spumă, în timp ce suprafețele scaunului sunt confecționate din piele sintetică neagră, cu câteva inserții de culoare sub forma unei plase textile. Pe lângă aspectul estetic, acestea au și rol practic în asigurarea unei aderențe mai bune. Spre deosebire de alte scaune de gaming, Inața Cobra are atât spătarul cât și șezutul mult mai late, fiind dedicate chiar și persoanelor mai înalte sau corpolente. Sistemul cilindric cu gaz susține o greutate maximă de 110 kg și permite rotirea scaunului cu 360 de grade, reglarea pe înălțime cu 10 cm și balansarea acestuia cu numai câteva grade. Atât reglarea pe înălțime, cât și funcția de balansare pot fi acționate cu ajutorul unui mecanism dispus sub scaun. Mânerele sunt acoperite de aceeași spumă învelită în piele sintetică în zona mâinilor, dar din păcate nu au funcții de reglare a poziției. Pentru o postură cât mai sănătoasă și confortabilă, scaunul include și o pernă pentru suportul lombar, ce nu se poate detașa, însă permite reglarea pe înălțime. Scaunul este susținut de o bază din plastic în formă de stea, foarte rezistentă, pe aceasta fiind montate 5 roți în culorile scaunului. Tot sistemul este foarte solid și nu produce niciun fel de zgomot pe suprafețele lucioase, precum parchet sau gresie. În concluzie, scaunul Inața Cobra se remarcă printr-un aspect foarte atrăgător, fără a compromite confortul sau utilitatea, fiind ideal pentru sesiuni lungi de gaming. Aici se termină video review-ul dedicat scaunului de gaming Inața Cobra, ce este disponibil în mai multe variante de culoare, putând o alege pe cea care vă place cel mai mult, accesând linkul din descrierea acestui clip.